Domnule, astea sunt regulile la el. Și în plus ce să fac el cu 300 de ruble? Cocoană! Vă rog să vă duceți la direcția sanitară. Doamnă soțul dumneavoastră, nu a lucrat aici. Vă nenorocesc! Alușa! Avana! Alușa! Ai cumva un revolver? El muncește. Își face griji. Nu doarme nopți. Dacă te duci acolo, poți să-i duci și revistele astea? Și a fost ala cu cine să-i le primi, vă rog. Bartol, frate, cu ce vorbe? Îl auzi viața de Holtei? A murit! Iasă te, calmează! Bă! Hey! E adevărată poftă de mâncare. Adevărata foame. Foamea aia de lucru, când parcă simți că l-ai mâncat și pe tata, îți vine numai după un efort fizic. După vânătoare, de pildă. Am fost aproape un an de zile secretară la Rebus. Dar pe urmă, din niște motive pe care eu nu le-am înțeles niciodată, am fost dat afară, dar să știți că făceam treaba foarte bine. Cine ești dumneata? Sunt dracu. Sau diavol. Tot un dracu. Îndeplinesc slujba de funcționar cu însărcinări speciale pe lângă excelența sa, directorul cancelarii Iadului, domnul Satana. Mă ciclești cu mușterii și nu mângâi pe seamă de față! Maxim, domnule, sunt disperat, mă rog, domnule, Maxim, nu mai știu ce să fac, domnule, să vă implor!